Cu Direct Aeroport a fost mai mult decât un partener, a fost compania care a adus oamenii din țară aici la Conferința Națională a Ghizilor de Turism de la Oradea. Cum aș vrea să vorbim puțin la început despre implicarea voastră în acest eveniment? O parte din ghizi, mai ales cei de la Constanța, au venit împreună cu Direct Aeroport până la București, de unde au fost preluați de către organizatori pentru a ajunge la Oradea. Așa cum ați văzut, drumul a fost destul de lung, dar a meritat din plin, pentru că atât în Oradea cât și în județul Bihor am descoperit un potențial pentru turism de neimaginat altfel, fără să-l descoperi, cu profesioniști, cu ghizi și cu oameni ai locului care pun suflet, este practic de neimaginat. Am avut parte de iarnă, am avut parte de o descoperire de peșteră, am avut parte de descoperirea locurilor din orașul Oradea cu multe dintre povești, dar ni s-a promis că dacă revenim vom afla și alte povești și respectiv vinurile cu care noi românii ar trebui să ne mândrim, pentru că, așa cum mi s-a explicat în cadrul conferinței de formare continuă a ghizilor, vinurile fac parte din brandul României. Constanța se pregătește la inițiativa ta de o nouă etapă a acestei formări continuă a ghizilor. Anul trecut, pe vremea aceasta, am organizat la Iași o conferință de formare continuă a ghizilor. A fost apreciată și, ținând cont de experiența pe care am avut-o, plus calitatea ghizilor din Constanța, ar fi păcat să nu facem o astfel de conferință la Constanța, mai ales că va fi realizată înainte de sezon, să pregătim ghizii pentru un sezon cât mai bun la Constanța. Așa cum s-a văzut din sezonul trecut, turiștii români aleg din ce în ce mai mult litoralul românesc și respectiv România. Infrastructura, deși avem autostradă către Constanța, au fost cazuri în care a fost blocată de fluxul de turiști. Noi ca ghizi vrem să ne pregătim pentru a descoperi mai mult decât un drum. Vrem să-l transformăm într-o călătorie, să vedem unde ne putem opri în Dobrogea și respectiv în Constanța, pentru ca turismul cultural, cel pentru care noi ne-am format ca ghizi, să putem să-l reașezăm pe locul pe care îl merită.